experiment inedit al celor de la libertatea.ro. Jurnaliștii au comparat prețurile produselor de la principalele lanțuri de restaurante fast food în mai multe țări din Uniunea Europeană. Concluzia? Plătim cei mai puțini bani pentru produsele celor de la McDonald's, KFC sau Subway. Pentru meniu Big Mac, un român plătește aproximativ 3,3 euro față de 8 euro cât plătește un austriac sau chiar 9,6 euro prețul la restaurantele de profil din Germania. Diferențe ceva mai mici găsim la Subway. Dacă în România un sandwich cu pui teriyaki este vândut în schimbul la 2,4 euro, un bulgar trebuie să plătească 2,65 euro pentru același produs, iar un neamț achită aproximativ 4,4 euro. Dacă vorbim de KFC, un meniu Crispy Strips costă 4,8 euro dacă îl cumperi din România, 4,3 euro dacă îl cumperi din Ungaria și numai puțin de 11 euro dacă îl comanzi în Germania. Prețurile mai mici la aceleași produse trădează un nivel de trai scăzut. Țara noastră se află doar la 62% din media europeană în ceea ce privește nivelul de trai. Potrivit jurnaliștilor Libertatea.ro, România recuperează anual aproximativ 2% din decalajul față de Occident. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ne menținem ritmul actual de creștere, vom avea nevoie de cel puțin 30 de ani pentru a ajunge din urmă Germania. Un scenariu optimist sau pesimist? Voi ce credeți? Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați! Dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și abonați-vă la pagină pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai bine!